Sunt puțini oameni în Biblie și în Scriptură. Detalia împăratul Iosia. Ceea ce îl face excepțional pe acest om este că a trăit într-o vreme în care toți oamenii, marea lor majoritate, mergeau în jos spiritual. În care oamenii au compromis, în care oamenii trăiau în idolatrie, în care oamenii uitau de Dumnezeu. Sau mai bine zis, cei mai mulți uitaseră de Dumnezeu. Pentru ei, realitatea acelor vremuri, pentru ei Dumnezeu era doar o noțiune din trecut. Pentru prea puțini oameni, Dumnezeu era ceva la timpul prezent. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că deși omul ăsta s-a născut într-o familie a cărui bunic a fost Manase, cel mai idolatru împărat, și a cărui tată a fost Amon, care a fost ucis de popor de bun ce era. Deși spune cuvântul lui Dumnezeu că avea 8 ani când a ajuns împărat, acest om, spune Biblia că a umblat în căile tatălui său, dar nu Amon, ci în căile tatălui său David. Pentru că împăratul Iosia l-a luat ca reper spiritual pentru viața lui pe David. Un om după inima lui Dumnezeu. Într-o vreme în care inima oamenilor era înstrăinată de Dumnezeu, acest copil de 8 ani și-a luat un model în viață, cum puțini și-au astăzi. Și-a luat un model de viață pe împăratul David. Și ceea ce face ca acest om, luând acest model de viață, spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să se comporte ca și David, în râvna lui pentru Dumnezeu. A început să poarte războaie pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Și a început să reformeze poporul lui Dumnezeu, a început să dea la o parte idolatria din țară. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a ajuns până în punctul în care a scos toți idolii păgând din țară, până la Betel și până la Dan. Dar a rămas ceva în Ierusalim, și anume casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu era în ruine, fusese ruinată de către împărații dinainte, idolatrii care făcuseră lucruri oribile. Au profanat casa lui Dumnezeu, au distrus-o, au luat aurul din ea de multe ori, visteria templului. Dar la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce el a dat poruncă ca această casă să se repare, să fie restaurată, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a găsit cartea legii. Și știți ce e șocant? Vă imaginați că acel popor a trăit fără cuvântul lui Dumnezeu? Habar n-aveau de cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a găsit un sul al cărții lui Dumnezeu, al legilor lui Dumnezeu, al legii lui Moise. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosia a poruncit să se citească cartea aceasta. Era el acolo așezat pe tron la un moment dat, erau oamenii lui, supuși lui, ceilalți. Și în timp, spune cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce se citea cartea legii, în timp ce au auzit cuvântul lui Dumnezeu și în timp ce și-au dat seama unde sunt ei și unde ar trebui să fie, reacția împăratului e una extraordinară, biblic. Spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a sfâșiat hainele și n-a făcut-o fățarnic. A făcut-o pentru că asta a simțit, un regret profund pentru starea în care ajunsese poporul lui Dumnezeu. Când oamenii ăștia, când împăratul Iosia a înțeles unde este și unde ar trebui să fie ca popor, el care este conducătorul oamenilor acestora, spune cuvântul lui Dumnezeu că imediat, după ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a pus în practică. L-au întrebat pe Dumnezeu la un moment dat, spune cuvântul Domnului, că au întrebat, mai era câte un proroc pe acolo, și au întrebat pentru un proroc ce să se întâmple. Dumnezeu a spus, vin vremuri grele, vor veni consecințe dezastroase pentru ceea ce ați făcut, dar tu împărate, pentru că ți s-a smerit inima, pentru că te-ai pocăit, tu o să faci o excepție din lucrul ăsta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat împăratul Iosia ia o decizie, adună poporul și spune așa, oameni buni, trebuie să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi n-am mai ținut Paștile de cine știe când. S-a și pierdut această mare sărbătoare a izbăvirii, a eliberării. Noi trebuie să facem ceva. Și a zis împăratul Iosia, imaginește în aceasta, s-a dus la evrei și a zis, dragii mei, facem colectă pentru că trebuie să ținem Paștile. Și a zis evrei, s-o crezi tu? Noi nu dăm. Evreii cunoscuți au reputația unor oameni care știu să adune și nu să nu consume mai nimic. Ea adună din generație în generație, dar nu prea știu să consume. Să dea la român banii, că se descurcă ei.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosia face un gest incredibil. Și ce gest? 2 Cronici, capitolul 35:7. Iosia a dat oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre, număr de 30 de mii, ți-e greu să numeri. Mai mult de atât, spune și 3000 de boi, toți pentru Paște. Și detaliul și mai interesant, că aceștia au fost luați de unde? Au pus taxă pe ei, TVA, fiecare trebuie să aducă un miel, nu. Și a zis împăratul Iosia, dacă voi nu veți să dați, nu vă oblig. Dar eu, din banii mei, din averea mea, am să dau, pentru că vreau să-L onoresc pe Dumnezeu. Știți care a fost rezultatul? Versetul 18 spune așa din 2 Cronici 35. Parcă ți-e greu, mă, să citești, că nu-ți vine să crezi, dar e adevărat. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Nici măcar David. L-am trecut pe David. L-am trecut pe Solomon în felul în care s-a închinat lui Dumnezeu. Și spune așa, și nici unul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paștele ca cele care le-au prăznuit Iosia, preoții și leviții și tot Iuda și tot Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia a fost prăznuit Paștele acesta. Ce vreau să spun cu toate astea? Venim la biserică și auzim și noi cuvântul lui Dumnezeu. Trăim în cea mai informată, generația aceasta este cea mai informată generație din istorie. E generația care ascultă cele mai multe predici. E generația care are acces la cele mai bune cărți de teologie, comentarii, studii biblice din istorie. Generația aceasta este, repet, cea mai informată biblic și teologic din toate generațiile. Ești la un clic distanță de orice informație ai nevoie. Dacă vrei să citești despre Biblie, despre Harul lui Dumnezeu, intri pe internet, ai cărți, ai biblioteci, ai informații cu duiumul. Și cu toate acestea, dragii mei, venim la casa lui Dumnezeu, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și știți ce facem de multe ori? Plângem și noi ca împăratul Iosia, plângem. Și ok, e bine. Dar din păcate, totul se oprește la lacrimi. E o generație a lacrimilor, dar nu este o generație a faptelor. Generația asta noastră e foarte ciudată. Cred că nici Dumnezeu, poate că e greu lui Dumnezeu să o înțeleagă, ca și cu via aceea din sine. Ce să mai fac cu voi? Venim la biserică, auzim cuvântul lui Dumnezeu, ne mișcă Dumnezeu, ne vorbește Dumnezeu, ne vorbește prin cântare, ne vorbește prin îndemn, ne vorbește prin prorocie, ne vorbește prin cuvânt, Dumnezeu ne vorbește, plângem, e foarte ok, bine că plângem, dar dragii mei, de la sfârșitul hainei, până la băgatul mâinii în buzunar, până la sacrificii, până la prăznuirea Paștelor, înseamnă fapte, dragii mei. Oamenii acesta, omul acesta, un om într-o generație, un om într-o generație, un om care a înțeles că pocăința nu se rezumă doar la niște lacrimi, sunt bune lacrimile, începutul pocăinței, dar nu-i suficient. A înțeles că lacrimile trebuie urmate de fapte. A înțeles că trebuie să pună în aplicare cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu și dacă e cazul să dea de El, va da, va sacrifica. Asta înseamnă, dragii mei, pocăința autentică, ceea ce auzi să și pui în practică. Și ce vreau să ne rugăm în această zi? Doamne, ajută-mă ca tot ce aud aici în biserică, Doamne, tot ce este bun, tot ceea ce este constructiv, tot ceea ce este, Doamne Dumnezeu, de la Tine, din partea Ta, ajută-mă, Doamne, nu doar să mă străbungă emoțional, dar ajută-mă, Doamne Dumnezeu, să mă ridice și mai mult de atât, ajută-mă, Doamne Dumnezeu, să pun în aplicare. Doamne, nu e suficient să fie pocăite doar emoțiile mele, dacă nu este pocăită, dacă nu e sfințită, dacă vreți, dacă nu este și voia mea, și voința mea, punerea în aplicare a lucrurilor. Hai să ridicăm picioare în această după masă. Poate că tu nu ești dificil la capitolul ăsta, poate că tu tot ce auzi spui în practică, să dea Dumnezeu să fie așa. Dar eu unul vă spun sincer, personal, de atât de multe ori mi-a vorbit Dumnezeu, de atât de multe ori în situații specifice mi-a vorbit Dumnezeu. Mi-a spus clar, trebuie să faci asta, trebuie să îndrepți acolo. Am plâns și am considerat aproape de multe ori, în mod superficial, că lacrimile sunt suficiente. Nu sunt suficiente lacrimile, îți bune, de doar începutul. Dacă îți vorbește Dumnezeu și ți-a vorbit Dumnezeu de atât de multe ori aici, pune în practică, fă ceea ce a făcut împăratul Iosia și sacrifică-te. Pentru că, dragii mei, pune cuvântul lui Dumnezeu în practică, presupune de multe ori sacrificii. Înseamnă uneori să te pui rău cu oamenii, cum a făcut-o și împăratul Iosia. Înseamnă să înfrunți oameni, generații întregi, mentalități. Dar înseamnă să faci lucrul ăsta. Pentru că dacă faci lucrul acesta,
Și ce s-a întâmplat cu împăratul Iosia? Și-a căpătat un loc în istoria poporului Dumnezeu. Dar mai mult de atât, sunt convins că și-a căpătat un loc în împărăția lui Dumnezeu. Fă lucrul ăsta, pune în practică. Aș vrea să ne rugăm, Doamne, ajută-mă, ajută-mă ca ceea ce aud, ceea ce îmi străpunge inima, să miște și mâinile mele și picioarele mele, să pun în practică ceea ce aud aici la biserică, să pun în practică cuvântul tău. Ajută-mă să fiu un împlinitor al cuvântului tău. Mare lucru, mare lucru într-o generație atât de superficială și emoțională. Doar hai să ne rugăm Domnului, cere-i Domnului putere. Doamne, vreau să pun în practică ceea ce aud aici. Hai să ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeule, mă închin în numele Tău cel Sfânt, Doamne. Mă închin în prezența Ta în această zi, Doamne. Mă închin, Doamne, în numele Tău Sfânt de Dumnezeu și mă rog în această după masă. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să mă ajuți, Doamne, și să ne ajuți pe toți care suntem aici, Doamne. Să înțelegem, Doamne, că pocăința nu se oprește doar la lacrimi, pocăința începe cu lacrimile, dar pocăința, Doamne Dumnezeule, este continuată cu fapte adevărate, cu fapte, Doamne Dumnezeule, vrednice de pocăință. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, în această zi, pe cei care suntem aici la Geneza, Doamne, să putem pune în practică, Doamne, acest cuvânt al Tău, să-L punem în aplicare, indiferent de costuri, indiferent, Doamne, de riscuri, indiferent, Doamne Dumnezeule, de presiunea anturajului, indiferent de ce vor spune unii sau alții, ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să punem în practică, Doamne, cuvântul Tău. Te vrem, Doamne. Te vrem, Doamne, și vrem mai mult din Tine, Doamne, și ne vorbești atât de clar, Doamne. De multe ori ne vorbești, ne spui specific, Doamne, ceea ce trebuie să facem. Dar de atâtea ori, Doamne, ne-am oprit, Doamne, doar la o pocăință emoțională, doar la o pocăință din aceasta superficială. Dar, Doamne, eu sunt convins, Doamne Dumnezeule, că deja dincolo de lacrimi trebuie să existe și fapte vrednice de pocăință. Ajută-ne, Doamne, pentru ceea ce astăzi plângem, Doamne, mâine să-l punem în aplicare. Doamne, Tu ne vorbești aici la Geneza și ne-ai vorbit de atâtea ori, Doamne. Și vorbești pentru că ești un Dumnezeu viu și cuvântul Tău este viu, Doamne. Dar Te rog, Doamne Dumnezeule, să mă întărești și să mă binecuvântești și pe mine și pe frații mei care suntem aici. Binecuvântă-ne pe toți care suntem aici. Doamne, vrem, Doamne, să nu fim doar, Dumnezeule, oameni care să vorbească din cuvântul Tău sau despre cuvântul Tău sau oameni care să audă cuvântul Tău, dar care să nu-L pună în practică. Doamne, ceea ce L-a făcut special pe împăratul Iosia este că omul acesta, în ciuda tuturor riscurilor și în ciuda tuturor, Doamne, problemelor pe care le putea avea din partea oamenilor și cu siguranță că a avut și împotriviri, Doamne, și oponenți și oameni care s-au uitat urât la el, dar omul acesta a mers înainte, a continuat reforma, a pus, Doamne Dumnezeule, în practică ceea ce a auzit, Doamne, pentru că pe lângă lacrimi este nevoie și de fapte, Doamne. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, aici în Geneza să ne constituim, Doamne, un ADN spiritual, Dumnezeule, să fim, Doamne Dumnezeule, o biserică activă, Doamne, nu doar una contemplativă, să fim o biserică, Doamne Dumnezeule, care ceea ce ascultă aici, pune în practică, ceea ce trăiește. Ajută-ne, Dumnezeule, să fim împlinitori ai cuvântului Tău, Doamne. Nu ne lăsa, Dumnezeule, să ne amăgim, Doamne, că doar plângându-ne păcatele va fi suficient. Nu ne lăsa să ne amăgim, Doamne Dumnezeule, că cu astfel de pocăință superficială, lacrimogenă, vom reuși, Doamne, să Te îmbunăm pe Tine, să fim plăcuți înaintea Ta. Eu știu, Doamne, că Tu vrei, Doamne, ca tot ceea ce începem să ducem la bun sfârșit, Doamne. Știu, Doamne, că un om care este după voia Ta, Dumnezeule, ceea ce începe cu lacrimi de pocăință va continua și va duce până la bun sfârșit, Doamne, prin muncă, prin dăruire, prin dedicare spirituală. Ajută-ne, Doamne, să fim o generație, Doamne Dumnezeule, de oameni care cu adevărat, Doamne, să punem umărul, Doamne, și să împlinim, Doamne. Și dacă trebuie, Doamne, să reconstruim, ajută-ne să reconstruim. Dacă trebuie să muncim, dacă trebuie să sacrificăm, Doamne, ajută-ne să facem sacrificiile de care este nevoie, Doamne, pentru că suntem convins că cerul se va cuceri și cerul se dobândește și prin sacrificiu. Doamne Dumnezeule, ai obținut la Golgota prin sacrificiul suprem, Doamne, mântuirea noastră. Și este cel mai mare lucru pe care noi l-am primit, este cel mai mare dar, Doamne. Dar ca acest dar să ne fie dat, a trebuit să moară Iisus Hristos. Te rog în această seară, Doamne, te rog în locul acesta, Doamne, virusează-ne cu această mentalitate, Doamne, de oameni muncitori spiritual, Doamne, de oameni, Doamne, care ceea ce aud, Doamne, pun în practică. Ajută-ne, Doamne, să fim această generație, nu doar a
lucrurile începute și neterminate, Doamne, după cum este și mentalitatea și spiritul acestei țări, Doamne. Ajută-ne, Doamne Dumnezeu, să ne fim o generație care doar să se plângă, să caute pretexte și să caute scuze la ceea ce trebuie să facă. Ajută-ne, Doamne, să fim împlinitori ai cuvântului Tău, Doamne. Ajută-ne să punem în aplicare pas cu pas, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, ceea ce ne vorbești, Doamne, ceea ce ne atinge inima, Doamne. Mă rog, Doamne, să ne punem mișcare și trupul și mâinile și picioarele și gura și ochii și urechile, Doamne, să le dedicăm Ție, Doamne, să fim harnici spiritual. Ajută-ne la asta, Iisus. Cu astfel de oameni, Doamne, și cu astfel de biserici, Tu schimbi lumea, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, cu adevărat să semănăm Ție, Dumnezeule. Și ce auzim aici, să punem în aplicare, Doamne, în viețile noastre. Și mâine, și poi mâine, și în toate zilele cât le vom avea de la Tine pe acest pământ. Pentru că, Doamne, știu că Tu ai spus în cartea Apocalipsei că cel ce va birui, cel ce va birui, va primi o cunună. Fără luptă nu-i cunună. Ajută-ne, Doamne, să biruim. Și biruință înseamnă lupt. Biruință înseamnă nu doar lacrimi. Biruință înseamnă și sudoarea frunții. Biruință înseamnă și genunchi plecați în rugăciune. Biruință înseamnă și o inimă sensibilă. Biruință înseamnă și o mână întins spre cel nevoiaș. Biruință înseamnă, Doamne, să stăm în spărtură uneori. Biruință înseamnă să rămânem când toți oamenii spune să plecăm. Biruință înseamnă să stăm lângă Tine, Doamne. Ajută-ne să fim astfel de oameni. Ajută-ne să ne formăm aici la Geneza, Doamne, un astfel de ADN de oameni învingători. Te rog, în numele lui Iisus Hristos, ajută-ne Tu, Doamne.